Am intrat în luna iulie, luna lui cuptor. Angajații grădinii zoologice din municipiul Călăraș fac eforturi pentru a asigura animalelor confortul termic necesar pentru această perioadă. De la hrana un pic mai rece, camere ventilate și până la locuri de îmbăiere, toate măsurile sunt luate pentru a ajuta animalele să treacă cu bine de această vară. Pentru a afla mai multe detalii, am stat de vorbă cu directorul grădinii zoologice din Călăraș, Cristian Tatavura. Ne aflăm în luna lui cuptor. Cum fac față animalele temperaturilor ridicate în perioadele caniculare? Cum vă descurcați? În această perioadă, cam fiecare an, noi încercăm să asigurăm condiții optime tuturor animalelor sensibile la căldură. În această perioadă, în primul rând, se realizează aerisirea tuturor padocurilor, ventilația naturală permanentă, stropirea cu apă a interiorilor adăposturilor, accesul permanent în hale, în paducuri, în adăposturi al animalelor. Nu îngrădim accesul în adăposturi, chiar dacă e un disconfort pentru vizitatori, pentru că acestea, fiind în adăposturi, nu prea pot fi vizitate tot timpul sau nu sunt văzute în paducuri, dar majoritatea vizitatorilor înțeleg nevoia de răcoare acestor animale în această perioadă. De asemenea, prin alimentația pe care o facem, încercăm să asigurăm un confort. Hrana felinelor este mai rece, scoatem din congelator, o lăsăm să se dezghețe, dar o dăm la o temperatură mai scăzută. Și de asemenea, padocurile animalelor prevăzute cu bazine sunt permanent reumplute sau schimbată apa. În adăpători apa este schimbată caracter permanent și unde există ventilație naturală, artificială, ventilatoarele asigură confortul corespunzător. Numărul vizitatorilor scade în perioada caniculară? Sau? În perioada caniculară, da, numărul vizitatorilor scade, mai ales pe timp de zi. Vin, vizitează grădina zoologică, dar pe parcursul zilei, cu temperatura este mai crescută, numărul vizitatorilor este mai scăzut, din păcate. Câte specii mai sunt la grădina zoologică din Călăraș? Efectivele noastre sunt relativ constante. Noi avem aproximativ 80 de specii de animale. Vorbesc mamifere, păsări, pești și reptile. Ca noutăți pot să vă spun că avem pui la, muflon, cerul lopătar, păsări de baltă. Și avem promisiunea că în scurt timp o să aducem o familie de struți africani. Pentru noile achiziții, doar familia de struți africani? Deocamdată da, pentru că fondurile sunt restrânse, să vedem ce posibilități de achiziționare de animale avem, pentru că în țară nu prea mai sunt animale pe care grădina zoologică din Călăraș să nu le dețină. În general, acum grădinile zoologice din România încearcă să achiziționeze animale din străinătate. La Călăraș nu se poate întâmpla același lucru? Nu se poate realiza? Fondurile sunt scăzute, dar avem promisiunea că o să achiziționăm și noi animale anul acesta, să vedem, sperăm. Ați extins grădina zoologică cu un parc. Ce ne puteți spune despre investițiile făcute? Da, grădina zoologică s-a îmbogățit cu o investiție, cu un lac amenajat prin fonduri europene de către primăria municipiului Călăraș. Acest lac are o destinație, în primul rând, educațională pentru copiii din Călăraș, ca aceștia să-și desfășoare orele de biologie, zoologie, orele de specialitate în spațiu liber. Intenționăm în acest perimetru să realizăm niște voliere pentru păsări de baltă. Deja acolo există o familie de pelicani și alte păsări. Deja sunt multe zone ocupate de păsări de baltă din mediul natural. Au început să cuibărească stârci, pescăruși verzi, rațe sălbatice, au boboci. Deci se creează acolo un biotop apropiat celui din bălțile Călărașului. În zona de acvariu aveți noutăți? În zona de acvariu avem aceleași specii de reptile, pești, încercăm să diversificăm gama specii de peștișori exotici și
vor fi achiziționate niște specii de iguană, varietăți de iguană, verde și cumva galben, să vedem. În perioada verii, programul se extinde astfel încât vizitatorii să poată veni mai pe seară, când este mai răcoare? Deja programul grădinii zoologice este modificat. Pe perioada de vară, programul este între 8 și 16.30 programul de vizitare. Grădina se închide la ora 19. Ultimul bilet se vinde la 16.30. Asta este programul de vară, valabil până la 1 septembrie.